Un băiat pe nume Caleb se întâlnește cu o femeie pe nume Maria în biroul acesteia pentru a discuta despre beneficiile de deces ale tatălui său, ca partea contractului său de miner pe lună, și acum găzduiește mulți oameni care au ales să părăsească pământul. îi prezintă condoleanță lui Caleb, mai ales că acesta este acum orfan, după ce mama s-a murit cu ani în urmă. îi spune apoi, ca partea ajutorului de decesa lui Michael, acesta va fi transportat de pe lună într-un loc numit Omega. Ea adaugă că drumul până la Omega durează 75 de ani și că el va fi în Criosom pe durata călătoriei, ceea ce înseamnă înseamnă că va rămâne în corpul său tânăr după ce va ajunge acolo. Caleb întreabă dacă această călătorie este obligatorie și dacă trebuie să meargă acolo, dar Mary răspunde că mulți oameni vor această oportunitate și că ar trebui să fie recunoscători că răposații săi părinți au reușit să sacrifice multe pentru a-i permite să ajungă la Omega. Apoi spune că transportul va fi gata în 3 zile după blocadă, care va începe mai târziu în acea zi, din cauza ploii de meteoriți care se apropie. Caleb este șocat de această veste, pentru că inițial transportul trebuia să fie gata în 2 luni. Cu toate acestea, Maria spune că situația s-a schimbat. Caleb părăsește în curând biroul său și începe să urce pe un turn. Când ajunge în vârf, își amintește că tatăl său, Michael, obișnuia să-l aducă acolo când era foarte tânără. Michael îi arăta stelele și, de asemenea, îi vorbea despre tot ce se întâmpla în afara locului unde stau, numit domul. În timpul unei dintre conversațiile lor, Michael îi arată locația unui crater unde el și mama lui Caleb obișnuiau să meargă în secret. El spune că atunci când va fi mai mare, îl va duce acolo. În timp ce Caleb își amintește de tatăl său, cel mai bun prieten al său, Dylan, îi se alătură în vârful turnului. Îl întreabă cum au mers lucrurile cu Maria și Kele îi spune că îl vor duce spre Omega între zile. În timp ce ei continuă să vorbească, se apropie și prietenii lor, Marcus și Barney. Cei patru prieteni încep să vorbească despre misiunea lor de a petrece timp cu Caleb la crater, înainte ca acesta să plece la Omega. Se întorc în camera lor și acolo fac un bilanț al tuturor provizilor pe care le au în prezent și dacă mai au nevoie de altele. În acel moment se aude o bătaie la ușă și cei doi trebuie să-și acopere imediat toate lucrurile. Este vorba de un mesager care a venit să-i predea cenușa lui Michael. După ce le colectează, prietenilor să le este milă de el și la scurt timp după aceea, merg să mănânce. Acolo Borne începe să pară nesigur în legătură cu întreaga misiune, deși spune că va merge oricum. Cu toți ceilalți la bord, Caleb îl întreabă pe Dylan cum vor scăpa, deoarece nu au codurile de acces la garaj, de unde vor fura un rover care îi va duce afară. Dylan spune că și-a dat seama de tot și că în timp ce stau jos, le spune că cheia pentru a obține codurile de acces este o fată pe nume Edison. Edison tocmai a sosit pe lună de pe pământ și nu are încă prieteni. Dylan crede că este cea mai bună persoană care îi poate ajuta, deoarece tatăl îi face parte din echipa științifică și are toate codurile. Dylan spune că va încerca oricum și la scurt timp se duce să stea de vorbă cu Edison. În prezent se prezintă, dar ea nu pare interesată și pleacă. Dylan o urmărește și ea spune că nu este interesată să vorbească cu nimeni, pentru că toți cei care au vorbit cu ea au fost numai după interes. Dylan știe că este acolo pentru același lucru, dar o roagă, spunându-i că cel mai bun prieten al lui pleacă la Omega și că vrea doar să facă ceva frumos pentru el. Dylan menționează de asemenea că el este fiul minerului care a murit recent și asta o convinge pe Edison să-l asculte. De asemenea, îi explică de ce are nevoie de ajutorul ei și deși pare confuză pentru că nimeni nu are voie să părăsească domnul, Edison este de acord să-i ajute cu condiția să meargă cu ei. Dylan se întoarce apoi la masă pentru a informa pe ceilalți de starea lui Edison. Barney nu pare fericit și crede că ea va strica totul pentru că nu știe să facă nimic. Cu toate acestea, Keller spune că nu este nicio problemă dacă vrea să vină cu ei pentru că este singura lor cale de scăpare. În cele din urmă implică în planul lor și după ce ajung în garajul unde se află roverul, Dylan încearcă să-l facă să funcționeze. Prietenii sunt ușurați și se urcă imediat în rover, chiar în momentul în care se anunță prin difuzoare că toată lumea trebuie să se pregătească pentru o închidere în 3 minute. În timp ce Dylan conduce spre poartă, spune lui Edison să coboare și să introducă codurile pentru o deschide. Pentru că este teamă că vor părăsi, ea îi spune lui Caleb codurile și roagă să se ducă să descuie ușa. În momentul în care Caleb se pregătește să părăsească roverul, Edison își pune figurina de astronaut pe tabloul de bordă. Dylan pare surprins, iar Edison spune că este o tradiție pământeană pentru călătorile cu mașina. Caleb se apleacă pentru a introduce codurile și după ce poarta se deschide, ies din dom și par fericiți că sunt afară. După un timp, bornii dă lui Marcus niște pastile pe care să le folosească și când Edison întreabă pentru ce sunt, el îi spune că Marcus are o afecțiune cardiacă și că pastilele sunt pentru a-l menține stabil și a preveni orice complicații. La scurt timp după aceea, Dylan vede o structură mare și avertizează pe ceilalți să arunce o privire. În timp ce toți privesc uimit la ceea ce văd și întreabă de ce este neterminată, Caleb afirmă că tatăl i-a spus că după descoperirea lui Omega, toate progresele făcute pe lună au fost abandonate. Toată lumea se întreabă apoi cum ar fi decurs lucrurile dacă astfel de locuri ar fi fost finalizate. Edison spune că există astfel de locuri pe pământ, iar Borni întreabă ce alte lucruri sunt acolo. Edison menționează lucruri precum televizoarele, cărțile și muzica. Deoarece Barney pare surprins de tot ceea ce menționează, Edison întreabă dacă aceste lucruri nu au fost predate la școală. Dylan răspunde că se învață doar despre Eliu și despre cum să-i stragă Eliul. Apoi întreabă cum de știu atât de multe despre pământ, iar Caleb îi răspunde că asta se datorează faptului că tatăl său a venit pe lună de pe pământ. Edison spune că ea crede că toți părinții lor au venit de pe pământ, dar Dylan spune că bunicii lui au fost cei care au venit de pe pământ. Borni spune de asemenea că străbunicii lui au venit de pe pământ, iar Marco spune că familia lui se află pe lună de mult timp. Edison nu înțelege acest lucru, pentru că spune că toată lumea are dreptul să călătorească spre Omega după 20 de ani. Cei patru băieți spun că totul este o înșelătorie, pentru că pentru fiecare întârziere la serviciu, chiar dacă este din cauza unei boli, se dau ani. Edison spune că nu știa că situația era asta, iar Marcus întreabă brusc dacă cerul de pe pământ este cu adevărat albastru. Ea răspunde că da, și după un timp îl întreabă pe Caleb ce vor găsi în crateră. Caleb îi răspunde că nu știe și că Michael a spus mereu că îi datorează mamei sale să vadă acel loc, pentru că i-a promis când aceasta era pe moarte că îl va duce pe fiul lor acolo. Born începe să vorbească despre comorile pe care le vor găsi acolo, pentru că așa îi spunea mereu fratele său. În timp ce păreau să glumească pe tema asta, Caleb le spună să iasă și să vadă cum este pentru vreme. Cu toții sunt de acord și se schimbă în costume, după care ies și încep să se distreze. Dylan decide apoi să joace un joc în care vor folosi butelii de oxigen pentru a se lansa în aer. Edison nu crede că este o idee bună pentru că ar sfârși prin a irosi oxigenul, dar Dylan spune că au adus cu ei o butelie în plus și că încă mai au ceva. Pentru siguranță, ei atașează un capăt al unui cablu la rover, în timp ce celălalt capăt este pe costum, pentru a împiedica să zboare. Cu toate acestea, când Borny se joacă cu el, cablul se rupe și se trezește zburând. În timp ce se întreabă ce să facă pentru a-l ajuta, Marcus alege o butelie de oxigen pentru a sări în aer și a încercat să-l salveze pe Borni. Dylan și Caleb și ei câte una și se alătură lui Marcus pentru a-l salva pe Borni. După mai multe încercări, în timp ce Addison le dă instrucțiuni despre ce trebuie să facă, îl salvează pe Borni, dar toți cad la pământ. În timp ce aterizează, Edison le spune că trebuie să se întoarcă acasă pentru că nu vor avea suficient oxigen pentru a ajunge la crater și a se întoarce la domă. Caleb spune că știe de un avampost unde primii coloniști s-au aprovizionat atunci când au plecat în explorare. Ei își continuă călătoria și la scurt timp ajung la avampost. În ciuda aspectului său sacru, ei spun că trebuie doar să-și ia de oxigen și să plece. Când intră, întregul loc este întunecat, dar reușește să folosească o lanternă pentru a se uita în jură. Dintr-o dată văd o siluetă așezată, iar Borni strigă că este o fantomă spațială. Toată Lumea intră în panică și pare să se împiedice de mai multe figuri în acel loc. Din fericire, Edison găsește luminile și le aprinde. Își dau seama că nu există fantome și că sunt doar niște manechine. În timp ce se întreabă unde se află, Edison spune că este o casă model și că auzi de astfel de locuri care sunt menite doar să arate modelele pe care oamenii ar putea dori să le adopte pentru casele lor. La scurt timp după aceea, Barney și Marcus informează pe ceilalți că au găsit butelii de oxigen și multă mâncare. Toată lumea se bucură de un festin și mănâncă cu satisfacție. Mai târziu, în timp ce Edison vorbește despre un război pe pământ, ea menționează că are un frate pe nume Charlie. Ea povestește că după divorțul părinților ei, mama ale să meargă la Omega cu Charlie, chiar dacă vor fi în criosomn, timp de 75 de ani. Adaugă că acesta este motivul pentru care și tatăl său a decis să meargă pe lună. După un timp, în timp ce vorbesc despre casa model, Caleb îi convinge să distrugă întreaga clădire, deoarece reprezintă cum ar fi putut fi lucrurile dacă pământul nu ar fi decis să abandoneze. După ce distrug totul în casă și în timp ce celălalt dorm, Caleb și Edison nu pot dormi, iar ea îl întreabă cum l-a cunoscut pe Dylan. Caleb îi spune o poveste amuzantă despre cum s-au cunoscut când el încerca să dintr-un frigider în noaptea în care mama lui a murit. El spune că Dylan l-a ajutat să se strecoare să ia sandvișuri și deși nu se cunoșteau înainte de acea zi, Dylan a stat cu el toată noaptea. Apoi spune lui Edison că atunci când va merge la Omega, o va ruga să stea cu Dylan, deoarece călătoria lui va fi mai grea pentru el decât pentru ceilalți. Când se trezesc, el își continuă călătoria, dar roverul se oprește curând. Pentru a folosi oxigenul rămas pentru a ajunge la crater, Edison trimite un semnal de ajutor către doamă. Deși ceilalți par confuzi, Edison spune că acesta este cea mai bună șansă de supraviețuire, pentru că domul va trimite un echipaj să recupereze. Deoarece acea Asta este o idee bună care le va permite să meargă pe jos până la crater, E încep să meargă până când ajung în cele din urmă la destinație. Se uită entuziasmat și intră, doar pentru a găsi o clădire goală. Cu toate acestea, Edison reușește să găsească un comutator care schimbă aspectul locului într-un loc de pe pământ. Se pare că Michael a vrut ca fiul său să vină să vadă cum arată pământul. Dintr-o dată, ilustrația se stinge și în timp ce se uită în jur, Caleb vede locul unde a fost îngropată cenușa mamei sale. De asemenea, vede și o fotografie a părinților săi. El nu pare fericit de acest lucru, spunând că Michael știa despre beneficiul morții și și-a luat viața pentru ca el să poată merge la Omega. El afirmă că îi va spune Mariei când se vor întoarce pentru a putea rămâne în urmă. Cu toate acestea, Dylan îl convinge că au decizie greșită. El spune că orice a făcut Michael a fost pentru că îl iubea pe Caleb. Chiar atunci, Marcus cade, iar Bonnie spune că este din cauza că nu și-a folosit pastilele. Îl duc afară, dar dintr-o dată începe ploaia de meteoriți și situația devine periculoasă pentru ei. Bonnie reușește să-l ducă pe Marcus la rover și în timp ce încearcă să ajungă la ei, Dylan este lovit și Caleb trebuie să-i ducă pe el și Edison. După un timp, Dylan este lăsat inconștient, iar ceilalți își dau seama că nu vine nimeni să ia. La scurt timp după aceea, Dylan se trezește și îl cheamă pe Caleb, în timp ce ceilalți dorm din cauza pierderii de oxigenă. Dylan îi spune lui Caleb că faptul că a văzut ilustrația pământului în crater a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat. De asemenea, îi spune lui Caleb că va fi întotdeauna cel mai bun prieten al său. În acel moment, Dylan doarme și el, iar costumul său se stinge. Costumul lui Caleb se stinge și el când își pierde cunoștința, dar o lumină puternică strălucește în direcția lui, deoarece se pare că vehiculele de salvare au sosit într adevăr Când Caleb se trezește, pare și o să vadă unde se află, dar o asistentă îi spune că se află deja în Omega, după cei 75 de ani de somn în timpul călătoriei. Caleb spune că ultimul lucru pe care și-l amintește este că se afla pe rover și că nici măcar nu și-a luat rămas bun de la prietenii săi. Ulterior, îl informează că o familie adoptivă va sosi în curând pentru a lua cu ei. La scurt timp după aceea, Caleb primește un transmițător care conține toate mesajele pe care Dylan le-a trimis în timp ce dormea. În timp ce îl ascultă și își vede de ziua lui, Caleb îl aude pe Dylan spunând că lucrurile merg mai bine cu toți prietenii lui. De asemenea, el spune că este căsătorit cu Edison, care împreună cu Barney a declanșat revolte pentru a corecta problemele cu contractele. Câteva zile mai târziu, Caleb îl găsește pe Charlie, fratele lui Edison, și dăruiește figurina de astronauta lui Edison, spunând că aceasta o ține în geantă și că l-a rugat să o dea fratelui ei. Charlie pare încântat să-l vadă în sfârșit pe Caleb, pentru că Edison îi povestea deja multe despre aventura lor pe lună. În timp ce Caleb spune că are nevoie de cineva care să fie ghid, Charlie se oferă să-l ajute, iar Caleb spune că vor merge împreună în aventură. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!